selecționer al festivalului Ceau Cinema și unul dintre organizatori. Suntem în a patra zi de la ediția nouă a festivalului. Urmează o zi plină de filme și astăzi, dar am zis că anul acesta vrem să facem și noi o discuție pe care sigur am mai văzut-o și la alte festivaluri, dar nu asta ne-a determinat să luăm decizia de a organiza o discuție despre voci feminine în cinema, cât transformarea pe care o vedem și o văd și eu în calitate de jurnalist, critic, selecționer, transformarea prin care trece cinemaul de autor în momentul ăsta, adică numărul tot mai mare de cineaste care câștigă premii la mari festivaluri și la galele de premiere, astea despre care vorbește toată lumea, devin mai vizibile și cumva fenomenul ăsta mi s-a părut că se reflectă și în cinemaul românesc și o să explic imediat. Vreau doar să spun că suntem și live pe pagina de Facebook a festivalului și pe celelalte pagini ale noastre. Și vreau să le mulțumesc celor două invitate. Să încep, nici nu știu cum să încep, încep așa. Cu Alina, că e Alina Grigore, actriță, scenaristă, regizoare. Alina este pentru a treia oară la Ceau Cinema. A fost în 2018 odată când a fost și în juriu. În 2019 a revenit pentru atelierul Ceau Cinema pe care l-a ținut și în 2018. Și în 2022 Alina ține din nou atelierul Ceau Cinema prin un parteneriat între Ceau Cinema și școala ei de actorie in Light. Și vreau să-i mulțumesc personal că a acceptat din nou invitația de a veni la Timișoara și de a ține acest atelier, dar Alina este în dublă calitate la festivalul anul ăsta, pentru că între timp a debutat și în regia de film cu Cry Now, un film pe care ne-am bucurat să-l arătăm și noi aici la Ceau Cinema. Iar în stânga mea e Cristina Groșan, care a fost și este la această ediție membra jurului și de asemenea a venit în calitate de invitată pentru a-și prezenta tot filmul ei de debut, lucru pentru care merită să plângi, un film pe care l-a făcut în Ungaria, Cristina lucrând, fiind din Arad, fiind pe jumătate româncă, pe jumătate unguraică și lucrând atât în România, în Ungaria și acum și în Cehia cu următorul ei film. Așa că văzând aceste filme, știindu-vă pe voi, fiind filme care au avut succes, nu tu, Alina, ai câștigat cu Cry Now la San Sebastian, Scoica de Aur, filmul tău a avut premiera mondială în competiția, de asemenea în competiția unui mare festival la Sarajevo, văzându-vă filmele, văzând despre ce sunt filmele voastre, felul în care sunt făcute, s-a părut că cumva o astfel de discuție și o astfel de întâlnire e de la sine înțeleasă, adică nu cred că am forțat foarte mult dacă am organizat o astfel de întâlnire cu voi. Bun, după această introducere destul de lungă, o să încep cu o întrebare la care m-am gândit și eu în momentul în care am decis să organizăm o astfel de discuție, și anume dacă e sau nu e oportun, dacă e sau nu e ok să faci, și știu că mai vorbeam cumva informal cu amândouă, dacă e sau nu e ok sau oportun să faci această diferențiere și să spui ok, avem această secțiune de voci feminine, pentru că în afară de această discuție, din această secțiune au făcut parte și filmele voastre. Și m-am gândit și eu cu Lucian dacă e oportun să facem această diferențiere între, nu știu, să punem într-o secțiune specială voci feminine și să avem și această discuție. Așa că aș propune să pornim chiar de aici, dacă vi se pare, în ce măsură vi se pare o astfel de discuție, o astfel de poziționare oportună sau nu, adică dacă vă simțiți în vreun fel, sigur, voi ați fost politicoase. Discriminate pozitiv. Dacă vă simțiți în vreun fel discriminate pozitiv, voi ați fost politicoase și bineînțeles că ați răspuns pozitiv invitației mele de a veni la festival și de a avea o astfel de secțiune și o astfel de discuție, dar acum pot să vă întreb și public dacă vă simțiți discriminate pozitiv sau nu și dacă e ok asta. Nu știu, încep cu tine, Alina. Da. Da, cred că până se vor normaliza lucrurile în lume, cred că sunt extrem de oportune genul ăsta, așa că îți mulțumim de invitații și de
paneluri și de orice ar fi ele. Și da, poate că intră la categoria de discriminare pozitivă, dar cred că e necesară până când vom avea un alt tip de abordare, adică până când lucrurile vor fi cât de cât echitabile de ambele părți, de ambele sexe. Și apreciez foarte tare că pot să povestesc cu voi pe marginea acestei teme. În schimb, m-aș fi bucurat, deși e în regulă așa cum e acum, dar în viitor, cred că ar fi și mai bine dacă am putea să-i spunem doar voci. Pentru că ieri seară povesteam cu celălalt membru al jurului, Eugen Jebeleanu, care, cu care glumeam să vină și el, și el spunea că el nu este o voce feminină, este o voce masculină, după care ne-am dat seama că dacă ar fi fost o discuție doar cu el, ar fi fost voci. Și n-ar fi fost o voce masculină, pentru că în principiu, dacă dai un Google și cauți regizor de film, o să-ți iasă un bărbat alb la 50+, trecut prin toate festivalurile. Festival de la Cannes, la un moment dat, în mai, când se întâmplă el, a avut minunata conferință What is Filmmaking Today? Și a avut un număr mare de bărbați 50+, în principiu francezi, foarte premiați și, da, într-adevăr, cu o carieră mare în spatele lor, dar sunt sigură că ar fi putut găsi voci variate care să reprezinte un răspuns mai larg, să poată să dea un răspuns mai larg la ce înseamnă să fii regizor astăzi. Deci mă bucur să discut cu voi de tema asta. Mi-ar fi plăcut să fim doar voci, pentru că în momentul în care asta ține și de gândul meu referitor la eu sunt regizor femeie, să fiu doar regizor, n-am nevoie de tag-ul ăsta special, dar în același timp, într-adevăr, cât timp mi-aș fi plăcut să fie mai mulți, poate, studenți pe care am văzut ieri la discuția pe care am avut-o la Faber, pentru că, ok, accept această etichetă de voce feminină, pentru că poate le inspiră și pe domnișoarele pe care le-am văzut ieri în public și cu care am dialogat, care mă întrebau dacă industria noastră este în continuare la fel de închistată și de competitivă și dacă este greu sau nu. Și vorbind un pic despre chestia asta, sper să, sigur, să se inspire și să se regăsească. Dar pe cât se poate în viitor, aș elimina aceste etichete și aș vrea să existe cât mai puține diferențe între noi și bărbații 50+, care, bine, mă leg de ei acum, pentru că ei sunt în principiu cei despre care simt eu că sunt privilegiați. Dar în același timp sunt o grămadă de alți oameni care activează în industrie. Adevărul e că în momentul în care i-am spus Cristine că o să avem discuția asta, mi-a spus că, dar poate că ar fi bine să fie și prezență masculină la această discuție sau măcar moderatorul, și am zis ok, o să mă sacrific eu să moderez, pentru că sigur ar fi putut să găsim tot care să modereze discuția. Dar în același timp nu considerați că totuși această discriminare pozitivă ajută, adică cumva a existat și există de atâția ani discuția asta că trebuie să existe un număr mai mare de cineaste în competițiile marilor festivaluri, trebuie să existe un acces mai mare la resurse, pentru că de fapt asta e primul lucru, acces mai mare la resurse, și în felul ăsta crește și numărul cineastelor. Vi se pare că ajută în vreun fel lucrul ăsta? Adică vi se pare important ca festivalurile să țină cont de asta în momentul în care fac selecția? Mă refer la festivalurile mari care dau, să zicem, trendul, dau direcția. Da, cred că e foarte important, pentru că până la urmă, exact ca și în educație, tu setezi o direcție. Adică realitatea, oricum am dat-o, asta e. Tu setezi o direcție, ai puterea să setezi o direcție. Dacă eu fac parte dintr-o comisie care alege ce fel de povești vor fi spuse la limba și literatura română, ce fel de autori vor fi studiați, pot să las aceeași direcție sau pot să încep să introduc autoare. Sunt nenumărate în România despre care nu știm nimic, de la 1700 până în ziua de azi. Și pur și simplu n-au fost niciodată introduse. Deci, da, mai e o chestie. Mi se pare că trendul ăsta despre care vorbește și Cristina s-a format în special pe partea de storytelling. Avem niște povești, părerea mea, îți spuneam și la TIF, foarte masculine. Și nu vorbesc de subiect sau de temă, ci vorbesc de felul în care sunt create și structurate.
inclusiv de partea estetică, să zicem, adică felul în care vreau să prezint vizual genul ăsta de poveste, felul în care structurez scenariul. E o structură destul de matematică pe care o înveți și școală, început, prezentarea personajelor, intrigă, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, care se desfășoară în diferite tipare. Și o chestie, părerea mea, destul de masculină, dacă te uiți la cum gestionează și cum văd femeile lucrurile, dacă te uiți la toate femeile regizoare din România, nu există o structură clasică, există o structură foarte emoțională. Și cred că e important să începem să o cunoaștem și pe asta, să vedem ce vor ele de fapt să spună, adică de ce tipul ăsta de structură poate să fie acceptat. Și mă uitam că, într-adevăr, uite, și la filmul meu, majoritatea celor din public care înțeleg real genul ăsta de structură emoțională, adică nu urmăresc neapărat un fir logic și spun, băi, da, pe mine m-a emoționat într-un soi de fir logic, dar nu pot să zic că am înțeles neapărat povestea, fac parte din publicul feminin. Și cred că e interesant să arătăm și perspectiva asta, adică să începem să ne obișnuim și cu perspectiva asta asupra felului în care spunem povești, asupra felului în care vrem să reprezentăm vizual. Iar că povesteam alegerea pe care am avut-o apropo de vizual cu lumea Irinei, ea care e foarte centrată și lumea care e foarte blur, iar a fost o chestie foarte criticată, că de ce nu se vede nimic în jur. Pe de altă parte, oamenii spun, uite, și studenții de la, și cursanții de la curs au zis că au simțit emoția. Și cred că e important să începem să fim deschiși către alte forme, că de fapt asta aduci, cum spune și Cehov, forme noi. Adică e important să fii deschis către alte forme, nu numai către alte subiecte spuse în alt fel, dar pe aceeași structură de scenariu. Și vreau să mai spun ceva. Ce ai întrebat? Nu, întrebam de cât de important e această prezență, da, cu nevoia. Da, asta vreau să subliniez. E foarte interesant ce se întâmplă. Eu în ultimul an am învățat extrem de multe despre mișcarea asta. De la faptul că a început să mă deranjeze teribil să fiu numită feministă sau voce feminină, deci a început să mă scoată din sărite, efectiv. Și am încercat să-mi dau seama de ce mă scoate din sărite, pe lângă un background foarte creștinesc pe care l-am, dar începe să mă scoate din sărite pentru că realitatea e că există o conotație negativă. Oricât de mult încercăm să spunem că nu e adevărat, că uite, că dacă te uiți în DEC și dacă studiezi și afli ce înseamnă cu adevărat feminism, îți dai seama că realitatea este că all over the world, cuvântul feminism are la bază o conotație negativă. Asta este adevărat. Eu aș căuta alt cuvânt, dacă ar fi după mine, aș căuta un nou cuvânt pentru această mișcare. Sau, exact cum spune Cristina, hai să nu mai punem cutii, ca să ieșim din cutii. Că e foarte diferit. Și am avut o experiență senzațională, mi s-a părut că descrie cel mai bine, nu o să dau numele, m-am întâlnit cu un regizor foarte cunoscut de la noi, foarte simpatic, felicitări, ce mă bucur că ați luat premiul ăla, că e atât de important pentru vocile feminine și că e atât de important că se întâmplă asta și că promovăm peste tot și că, și nu știu de ce, pentru prima oară am avut un feeling, să zic, și am zis, da, mă rog, mie nu prea mi-a convenit toată treaba asta cu vocea feminină, aș fi vrut să fiu pur și simplu apreciată pentru că sunt regizor, punct, nu contează regizor, regizoare. Și el a zis, băi, da, și mie mi se pare că mișcarea asta e un pic, adică e prea mult, nu știu, mi se pare. Adică în momentul în care, de fapt, pătrunzi în adâncul cumva întregii ideologii, afli că oamenii sunt deranjați de tipul ăsta de mișcare. Ăsta e adevărul, adică pentru mine ăsta e adevărul. Sau asta am perceput eu de-a lungul atât de multor festivaluri. Vreau doar să rog să voluntarul să facă în schimb de microfon, că ăsta se pare că are o mică problemă. Nu, al meu. Așa, să vedem, să încercăm cu ăsta. Nu se mai aud. Ah, gata. Acum deja sunt două întrebări aici pentru tine. Da, aș vrea să intervin un pic și exact, să reflect. Exact, asta vreau să te rog. Ce a zis Alina? Mie mi se pare că evident, sunt diferențe între bărbați și femei, absolut clar, la nivel fizic și la nivel de forță fizică, dar ce văd eu și cum funcționez eu și văd cum funcționează alții în industrie și ca autori, mi se pare că femeile nu neapărat își aduc aportul cu niște filme mai emoționale sau mai puțin logice. Eu, dimpotrivă, mă interesează foarte tare structura matematică, am fost mereu
n-am fost foarte bună, n-am fost o elevă minunată la matematică, asta nu contează până mai la parte. Dar mă interesează foarte tare structura și nu mi se pare că asta definește, deși asta e o discuție foarte lungă, evident, dacă există sau nu film feminin, ce îl definește, evident, nu există o rețetă și un răspuns absolut clar, dar mie mi se pare foarte riscant să definesc un film făcut de femei ca fiind un film mânat de emoție și de lucruri mai puțin logice, pentru că sunt foarte mulți regizori bărbați care sunt foarte... Am dat un exemplu, cumva. Da, da, da. Și miile de lucruri care pot fi diferite între noi. Da, da. Ceea ce mi se pare că, în schimb, este, se întâmplă să fie foarte des diferit la un film făcut de femeie față de un film făcut de bărbat, de un bărbat, este The Female Gaze și cum vedem relațiile, cum vedem, cum descriem femeia, cum vedem relații între orice relație ar fi, de fapt. Am văzut un film în competiție, Women Do Cry, făcut de două regizoare din Bulgaria, unde am văzut o scenă foarte interesantă, care în viața reală discutăm, se întâmplă, povestim despre lucrurile astea, dar nu știu dacă mi s-a mai întâmplat să văd într-un film o scenă de sex unde... A, ce bine, a plecat toată din sală. O scenă de sex unde doi parteneri, un el și o ea, urmează să aibă un raport sexual, nu au prezervativ și ea spune, păi stai puțin, nu fac fără prezervativ. Chestia asta se întâmplă în viața reală, s-o pui într-un film, nu este foarte sexy, de ce mai multe ori în foarte multe filme actul sexual e o chestie așa romantică, rapidă, plină de instincte și aici era o chestie rațională, a picat așa lată tot momentul romantic și asta mi se pare că nu știu dacă un bărbat l-ar fi făcut la fel, poate că da, poate că nu știu, am simțit că gândurile mele sunt reflectate în scena asta, de exemplu. Da, deci asta e o chestie. Pe de altă parte, evident, în filmul meu, de multe ori am primit lucruri pentru care merită să plângi, am primit de multe ori în Ungaria, de la presa maghiară, eticheta de film pentru fete, pentru că am două personaje feminine care își discută o grămadă de dileme și o grămadă de apăsări și la un moment dat apare și un test de sarcină. Și de fapt ăsta mi se pare singurul element care ține de condiția femeii și anume este sau nu însărcinată. În rest, tot ce se întâmplă în filmul ăla ar fi putut foarte bine să se întâmple cu doi bărbați. Dar în același timp, faptul că noi două stăm și discutăm despre filmele noastre, sper ca generațiile care stau și ne privesc nici nu o să se mai confrunte cu dilema este sau nu un film feminin, este sau nu o voce feminină. Noi ducem acum această discuție și greu. Dar în același timp, următoarea generație sper că nu o să mai aibă nimic de făcut în legătură cu asta, o să aibă alte treburi, sunt sigură. Dar cum ieri Eugen Jebeleanu spunea după proiecția Câmp de Maci că speră ca homosexualitatea într-un film să devină un non-subiect, sper și eu foarte tare ca genul regizorului să fie un non-subiect. Foarte curând. Și întrebarea pe care o adresasem prima dată, Aline, apropo de dacă crezi că e nevoie să se țină cont foarte mult de acest echilibru de gen în momentul în care se fac selecțiile în competițiile marilor festivaluri. Păi și da și nu. Adică dacă mi-ar selecta următorul film la un festival, comisia gândindu-se, da, e ok filmul, dar hai să o luăm că-i fată. Evident că mi-ar cădea foarte prost. Dar dacă avem două filme extrem de bune, extrem de relevante, poate și asemănătoare pe tema pe care le abordează, poate n-ar strica să se uite la de unde vine filmul ăla. Și poate nu doar la genul regizorului, ci la regiunea din care vine, clasa socială din care vine. Pentru că, pentru mine ca și spectator, este foarte important să văd filme foarte variate, spuse din foarte multe puncte de vedere. Ca multe voci, de toate culorile, să aibă acces, să li se dea microfonul. Nu știu, acum putem să ducem discuția și în zona aia de ce ziceam mai devreme, de acces la resurse. Dacă vi se pare că acolo e o problemă, că până să ajungi să ai film în competiție, unui festival, trebuie să poți să-l faci. Și sigur, aici deja, dacă e o discuție foarte complexă și Alina cu siguranță are multe de spus,
legat de... Don't get me started. Așa, știam asta, dar cumva dacă simțiți acum... Și tu faci filme în România, tu ai făcut niște scurtmetraje în România, dar ai făcut acest film de debut în Ungaria. Și dacă vi se pare că, nu știu, ați simțit vreo dificultate din punctul ăsta de vedere sau vi se pare că e un... N-a găsit producător, poate, habar n-am, pentru că, de fapt, întâi trebuie să găsești un producător dacă nu-ți produci tu singur filmul și apoi să accesezi, să încerci să accesezi finanțări și așa mai departe. În România, deja am vorbit despre asta. Da, la mine a fost problema cu CNC-ul, care mi-a ignorat tema și subiectul timp de 3 ani de zile și, după cum am spus de zeci de mii de ori, unul dintre argumentele, unuia dintre membrii din comisie, membrii de comisie, a fost că subiectul, tema femeii nu mai interesează pe plan național și mondial, noi fiind în mijlocul acestei mode pe care o traversăm. Asta a fost unul dintre argumente și din momentul ăla nu am mai depus la CNC. Am zis, ok. Dar, sincer, în oricare program de dezvoltare sau în oricare alt tip de negociere, nu m-am simțit neapărat privilegiată ca femeie, dar m-am simțit ajutată din multe puncte de vedere. Adică și pe partea de dezvoltare, adică trebuie să ținem cont de faptul că noi, până la urmă, am reușit să facem un film fără finanțare CNC, deci e clar că cineva ne-a ajutat și ne-a ajutat multă lume, extrem de multă lume, de la fonduri private până la coproducții, până la relații prin afară, până la tot felul de parteneriate pe editare și tot așa. Și aș putea spune că majoritatea au fost bărbați. Dar, într-adevăr, marele ajutor a venit, de fapt, de la două femei, de la Cristina Săvuică și de la Gabriela Ursu, financiar. N-am simțit. În afară de treaba asta cu CNC-ul, n-am simțit. Și am fost ajutată și de UCIN, destul de mult. Și sunt în continuare foarte susținută, cumva. În cazul tău, cu filmul ăsta, sau neapărat cu filmul ăsta, în general, accesul la finanțare, ți se pare că... e suficient de, nu știu cum să zic, de ușor de obținut? Nu. Nu, dar eu aș începe undeva mult mai departe și anume felul în care suntem educați. Eu sunt din Arad, născut într-o familie de ingineri, nimeni n-avea nicio treabă cu arta, în afară de faptul că evident consumam artă, dar nu un film de autor, nu știam la Arad ce este filmul de autor, și făceam teatru pentru că era o formă accesibilă de artă și de autocunoaștere și, în schimb, am crescut într-un mediu unde, foarte departe de capitală, unde se întâmplă filmul, nici o clipă nu mi-am pus problema, nici nu exista în câmpul meu de posibilități regia. Actoria era singura, poate cea mai apropiată stație de regie, dar nici nu mi-am pus problema că eu aș putea să devin regizor. Și, pe de-o parte, cred că e o chestie de educație și... La un moment dat, la sfârșitul liceului, am discutat chestia asta cu mama, care mi-a zis că tata, e o meserie așa de grea. Și nu mi-a zis că e pentru bărbați, dar s-a subînțeles. Și asta rimează foarte bine cu ce i s-a întâmplat producătoarei mele, Judith Stalter, când a dat la un ATC un maghiar la imagine și unde n-au luat-o de mai multe ori, dată că era prea tânără, dată că era deja prea, avea prea multă experiență. De fapt, și la imagine a dat și cred că și la producție, mă rog, argumentul a fost că cum îți imaginezi tu o fetiță 20 plus să controlezi un set de 50 de bărbați? Un argument nu răuvoitor, dar era o chestie care să o aducă cu picioarele pe pământ, ziceau ei. La fel și la mine, am simțit că vor să mă protejeze și să nu mă arunce în nebuloasa aia unde e foarte greu să faci film, e oricum foarte greu să convingi o grămadă de oameni să te ajute. Dar mi se pare că dacă, și nevenind din capitală unde poate că acasă nu ți se spune că se poate, dar mergi la cinema, vezi o discuție ca asta, auzi lumea că vorbește despre cum lucrează și atunci poți să-ți faci o imagine de cum ai putea tu să faci, deci îți proiectezi propriile gânduri și dorințe pe ceea ce vezi. Eu n-am avut acces la chestia asta și mi se pare că dacă discutăm despre asta, la Timișoara, poate ne văd și alți oameni pe Facebook, intervenim puțin și la educația celor din liceu, care acum sunt în fața unei
BAC sau au trecut de BAC, nici nu mai știu, ce bine că nu mai... care acum urmează să facă niște alegeri în viață și cu cât mai devreme te orientezi într-o direcție, cu atât mai mult timp ai să înveți cum funcționează industria aia, care sunt actorii de care ai nevoie și nu mă refer la actori efectiv, ci la care sunt pionii de pe tablă de șah. Pentru că este o industrie extrem de competitivă și e și normal să fie, este artă, filmul de autor nu vinde. Deci depinde de niște finanțări care nu sunt foarte multe. Noi suntem foarte mulți față de ce ar avea nevoie piața. Deci e evident că este foarte greu și e normal să fie așa, dar în același timp, dacă educația cu care pornim de acasă sau din liceu sau din facultate este alta, atunci și timpul de care avem nevoie ca să ajungem undeva, de exemplu la un debut în lungmetraj, este și altul. Deci, nu știu dacă... Cred că... N-a avut foarte multă legătură cu genul meu, dacă a fost sau nu mi-a fost ușor, pentru că i-am luat așa pe... Am intrat pe ușă, nu neapărat din dos, dar ușă laterală în cinema, pentru că am terminat anul la București și la Cluj, am făcut un master la Budapesta, la o școală de arte și în continuare am ținut să fac film, fără să-mi pun un țel să spun eu, vreau să fiu regizor de film, ci asta am făcut pur și simplu și am continuat să fac până când într-o zi nu o să mai fac, nu știu când o să fie asta, sper că, nu știu, când descoper ceva ce îmi place mai tare. Dar ce e interesant este că, de fapt, voi aveți trasee foarte diferite, deși suntem în punctul în care vorbim cu două regizoare care sunt la debut și spuneam cu două filme care au fost în festivaluri importante, aveți trasee foarte diferite. Tu, sigur, ai început ca actriță, ai jucat în filme, ai jucat în seriale, ai fost prin Statele Unite și apoi ai făcut un film fără să mai fi făcut niciun scurtmetraj înainte și ai dat lovitura, să zic așa, din prima, sigur, în ciuda obstacolelor pe care le-ai menționat și tu mai devreme. În schimb, la tine, tu ai făcut direct regie, dar ai făcut multe scurtmetraje și spuneam asta și la început și în România și în Ungaria, adică ai urmat traseul cumva clasic, ai urcat pas cu pas până să ajungi să faci acest debut și, sigur, acum acest al doilea film. Cred că e momentul să vă dau și dumneavoastră cuvântul dacă sunteți curioși și aveți orice fel de întrebare pentru invitatele mele. Eu aș face o completare, da, în timp ce spectatorii noștri se gândesc. Și anume că scurtmetrajul mi se pare o artă în sine și sunt sigură că ești de acord că am mai povestit pe tema asta, dar aș vrea să și spun cu voce tare că scurtmetrajul este o artă în sine, cu propriile dificultăți și, evident, este o altă formă decât lungmetrajul și nu mă refer doar la lungime, la durată. Și, în principiu, n-am făcut aceste filme ca să ajung la un lungmetraj, nu le-am folosit ca o carte de vizită, deși, evident, producătoarea mea la lungmetraj s-a uitat la ce am făcut până acolo, când a zis, da, hai să lucrăm împreună, deși ea m-a abordat. Am avut norocul ăsta. Dar da, mi se pare că scurtmetrajul uneori mi se pare mai dificil decât lungmetrajul, pentru că ai un... Evident, bugetul este finit oricând, în orice situație, dar timpul pe care îl ai și tools, cum zic tools, ustensilele pe uneltele. Care le ai, mulțumesc, pe care le ai la dispoziție sunt limitate. Și pentru că am menționat că tu ai... ești aproape de finalizarea unui al doilea film, de fapt și Alina e aproape de finalizarea unui al doilea film pe care l-a făcut tot în regim din ăsta ultra independent, dacă pot să mă exprim așa. Bun, relansez invitația la dialog dacă sunt cumva întrebări în momentul ăsta. Dacă nu, aș reveni puțin la prima parte a discuției noastre și prin a vă întreba cum vi se pare tot ce s-a întâmplat în ultimii, mi se pare mie, cam 2 ani, poate, sigur, a fost și pandemia, dar cumva de un an, cel puțin un an și jumătate, 2, există acest val foarte bun din punctul meu de vedere în care marile festivaluri sunt câștigate de filme realizate de cineaste, nu? Veneția anul trecut, Cannes anul trecut, San Sebastian,
Berlin anul ăsta și astea sunt doar așa cele mai vizibile, dar au fost plus alte premii de regie și așa mai departe, Oscar, nu câștig... cum vi se pare toată această nu știu cum să... Am zis val, dar mă rog, e un clișeu, nu știu cum să-i spun. Găsiți voi una. Cred că e foarte binevenit, dar exact așa cum spunea și Cristina, dacă într-adevăr se datorează unei foarte bune combinații dintre, să zicem, merit, deși, și cumva perspectivă asupra female gaze-ului. Dar, realist vorbind, 80% din presa spaniolă a scris a doua zi, iată, San Sebastian se ia după moda care cuprinde lumea și uite că 80% dintre câștigători sunt femei, deci e foarte clar că e la modă. Iar eu am primit această întrebare de atât de multe ori în fiecare festival care a urmat. A fost cineva care a pus această... Consider că din cauza că ești femeie ai luat acest premiu. Încât nici nu mai... Adică la un moment dat am zis da. Am zis da, consider că din cauza că sunt femeie am luat acest premiu și mă bucur foarte, sunt foarte mândră că cineva mi-a acordat acest imens privilegiu, că trebuie să fim și noi privilegiate la un moment dat, dacă voi ați fost privilegiați atâția. Deci n-am știut ce să mai spun efectiv. Pe de altă parte a fost foarte drăguță direct, da, președinta juriului care a venit și a zis vreau să știi și vreau să știi asta pentru că și eu am trecut, pentru că și ea câștigase cu un an înainte. Regizoare din Georgia, da. Da. Are un nume foarte complicat, de aia nu îl spun, da, pentru că îl am... Nici eu nu pot să spun. Nu l-am pronunțat bine data trecută și am zis că mai bine. Și a fost foarte drăguță și a zis, uite, pentru că eu am trecut prin chestia asta, vreau să știi că și tu vei trece prin asta și vreau să știi că am stat cu toții și ne-am decis să nu ne interesăm de cine sunt regizorii, dacă s-a întâmplat să aflăm aia e, dar am încercat să ne interesăm de sexul lor și dacă, și de faptul, și dacă sunt debutanți sau cel puțin să nu băgăm în seamă chestia asta. Și am zis mulțumesc, la momentul am zis da, da, ce drăguț, mulțumesc, după care tot aduceam aminte cuvintele ei. Dacă cumva cineva te va ataca în vreun festival care urmează, măi, hai să fim sinceri. E interesant că odată cu această mișcare, deodată am început să luăm premii peste tot. Deci ceva se întâmplă. Cineva zice, ok, hai să... Dacă avem de ales, exact cum spune ea, dacă avem de ales între două filme foarte puternice, foarte bune, cu o temă asemănătoare și putem să alegem The Female Gaze, let's do that. Și cred că e important. Cred că asta... Adică eu sper că asta s-a întâmplat. Da, partea bună este că până la urmă n-ai de unde să știi și nimeni nu are de unde să știe. Că nu, e, jurizarea e un proces, sigur, pe care îl cunosc în detaliu doar cei care au făcut parte din acel juriu, iar motivele pentru care un jur ia o decizie sau alta sunt până la capăt greu de înțeles de cei care nu au participat. Așa că, până la urmă, nici nu contează, de fapt, cred eu, nu știu. Arta este extrem de subiectivă, nu? Și interpretarea artei, adică care sunt criteriile pentru care ne place foarte tare un film. Deci dacă filmele au intrat într-o selecție de, nu știu, 10, este clar că toate sunt bune. Cu unele vei rezona mai tare decât cu altele, pentru că sunt format într-un fel, mă interesează anumite lucruri și așa mai departe, ceea ce deja este foarte subiectiv. Deci cine ia premiu sau nu, e o chestie de noroc și un pic aleatoriu. De ce oameni se adună acolo în juriu, ei ce preferințe au, care este dinamica, pentru că de foarte multe ori unele filme plac foarte mult câtorva membrii din juriu, dar în principiu un film care satisface pe toată lumea ia premiu. Uneori, alteori nu, nu putem ști și mi se pare că nici nu e atât de important, pentru că evident discuțiile astea de ai luat premiu pentru că nu știu ce, nu sunt plăcute. Dar timpul trece, premiul tău rămâne și filmul tău rămâne și discuțiile astea le vom uita în 15 ani, nu de asta, tu o să-ți aduci aminte, noi nu. Noi să ne aducem aminte de filmul tău, faptul că a fost premiat, faptul că ai circulat cu el și asta rămâne. Mi se pare esențial și evident ce vine pe lângă. Eu îți mai povesteam, noi n-am avut, nu că n-am avut niciun fel de așteptare, noi nu ne venea să credem că suntem acolo, adică pentru noi marea selecție a fost în momentul în care ne-au anunțat că, adică marele moment de sărbătoare a fost când am fost selecționați la un festival, adică aia era, nu, ăla a fost marele moment de, mie nu mi-a venit să cred efectiv, adică a fost, nu știu ceva, am dat petrecere.
Și după aia mi-aduc aminte că ne tot întrebau cum e pentru voi să fiți, vă așteptați la un premiu? Și eu nu mă așteptam pentru că mai fusesem și eu prin juriu, uite, numai la voi. Și exact cum spunea, că știi foarte clar că e o chestie atât de subiectivă, dar care într-adevăr contează după aia de o chestie. Mi-aduc aminte că în anul în care am premiat noi, eram toți atrași în perioada din jurii, eram toți atrași de genul ăsta de film, ficțiune, documentar. În momentul în care am văzut filmul bulgăresc, că mai fusese un film foarte bun, cel cu femeile, tot așa, trata homosexualitatea, nu mai țin minte exact. Nu te nici nu mai țin minte ce film am selectat atunci. Știu filmul pe care l-ați premiat, era un film bulgar 3x4 de Ilan Metev. Da, și eram toți fani genul ăla de film și am zis ăsta. Dar cu adevărat, știi cumva, că de-aia cred că e și șocul atât de mare când vii și vii la un festival și publicul a votat cu totul ceva și vezi că juriu. Da, așa e. Da, întrebarea mea inițială pe care am adresat-o Aline și la care te-aș invita și pe tine să răspunzi este cum vezi tu tot fenomenul ăsta care se întâmplă de un an, doi, așa e mult mai vizibil, dar cumva e mai, are deja chiar mai mulți ani. Este binevenit, dar aș vrea să spun că noi eram oricum deja aici, lucram. Și am așa o mică problemă cu termenul ăsta de a descoperi pe cineva. Că de foarte multe ori un regizor descoperă un actor sau un festival descoperă un regizor și un film și oamenii ăștia oricum erau deja acolo, lucrau și de fapt asta înseamnă că the gatekeepers au decis să-și îndrepte atenția dintr-o dată către care va avea niște consecințe. Mă bucur că the gatekeepers se simt nevoiți sau nu știu dacă se simt nevoiți, dar a venit momentul în care devin variate vocile autoriale, dar mă bucur, sunt curioasă ce o să urmeze, dacă e un val și ne vom întoarce la status quo sau se va lărgi acest val și va deveni normalitate paleta asta variată de voci. Dar relansez invitația în cazul în care sunt, ridicați oricând mâna și oricum o să vă văd de aici. Comentarii pe Facebook primim? Asta nici nu știu dacă am cum să știu eu. Dacă sunt comentarii pe Facebook, răspundeți ulterior acolo. Să le citească cineva. Da, să le citească cineva dacă primim. Da, corect, dacă sunt întrebări pe Facebook între cei care, de la cei care ne privesc, le putem prelua. Critici, dezaprobări, orice. Mai aveam o întrebare. Ah, gata, mi-am uitat că mi-era teamă că am uitat-o. Ceea ce e nasol pentru un moderator, că atunci uitați la mine și eu trebuie să... Înseamnă că nu era importantă. Nu, era importantă. Era legată de... Așa. Simțiți o absență în... Nu știu, putem să discutăm despre cinematografia română pe care o cunoașteți amândouă, tu cunoști și cinemaul maghiar. Simțiți absența povești, unor subiecte în care să vă regăsiți și pe care să le considerați important a fi spuse în cinemaul românesc și în cazul tău și în cinemaul maghiar? Simțiți absența unor personaje feminine puternice și convingătoare și credibile? Cum vedeți asta? Da. Cred că nu, exact ce mai spuneam, am spus și în interviul trecut, cred că nu a reușit nimeni sau nu are nimeni încă curaj să abordeze, să promoveze, să distribuie, să producă, să lucreze la un film despre violența domestică. Eu n-am văzut. Și mi se pare, toți avem senzația că e așa la prima, adică dacă întreb pe cineva, mi-aduc aminte că la filmul meu toată lumea spunea, mamă, ce bine că totuși nu e totuși încă un film despre violența domestică. Și mă gândeam, dar care e celălalt? Că nu știu niciunul, efectiv, nu există niciunul. Adică mi se pare că e o temă atât de grea, dar despre care avem senzația că e atât de populară și de fapt nimeni curaj să o abordeze. Eu n-am curaj să o abordez, am spus de zeci de ori asta. De altfel, după ce am spus asta la TIFF, mi-a scris cineva care cred că e președinta Asociației pentru lupta împotriva violenței domestice, ceva de genul, și mi-a zis, uite că pot eu să-ți dau foarte, și mă gândeam, am spus foarte clar că nu am curaj să fac asta, dar cred că e extrem de important să aibă cineva curajul să pună
accent pe tema asta. La mine a fost așa un 2% în film. Asta e o temă. Da, sunt nenumărate teme care și sunt nenumărate personaje feminine pe care nu le abordăm. Și mi se pare că în România încă ne păstrăm la oraș, așa cumva. Eu abia aștept să iasă și următorul. E tot la țară, ca să știți. Da, asta. E un mediu într-adevăr foarte puțin explorat și e păcat că... Și reprezintă foarte mult, de fapt, din România, mediul rural. Că acum 10 ani exista într-adevăr un tranzit foarte mare al cerurilor din mediul rural către oraș, în special către capitală, și acum lucrurile s-au echilibrat, nu știu dacă știți. Adică nu mai e chiar, nu mai e, știu că era ceva, 65, 4, 35, și acum e undeva la 50-50. E fenomenul celor care se mută de la oraș? Da, da. E fenomenul invers. Dar cred că, apropo de ce spuneai tu și de film și de subiect și de filmul tău, cred că am văzut un comentariu, că am apucat și eu să mă uit un pic, că nu prea am avut timp pe pagină la noi, și cred că ieri când am postat video cu tine în care invitai lumea la film, la acel video am văzut noapte un comentariu în care cineva se declara, o spectatoare se declara cumva dezamăgită de finalul filmului tău, de faptul că părea că nu acceptă faptul că, sau nu se înțelege foarte bine că se întoarce. Asta apropo de violența domestică și de, mă rog, temele pe care filmul tău le abordează. Și mi se pare că se leagă de discuția noastră. Da, păi am explicat că noi am filmat două finaluri, unul în care ea se întoarce, e deci este această victimă, arătăm cumva ipostaza de victimă, și unul în care ea pleacă și arătăm ipostaza de supraviețuitor, și am preferat să arătăm realitatea din foarte multe motive, deși Ioana Chițu, actrița principală, a zis nu, hai să o facem o supraviețuitoare, și după aia într-o zi m-a sunat și mi-a zis auzi, tocmai s-a închis singurul centru de adăpost pentru femeile care sunt victime ale violenței domestice, pentru că nimeni nu se duce acolo. Deci realitatea e că le sunt în continuare victime ale acestui triunghi de agresor, protector, victimă. Și atunci am zis să arătăm realitatea, și realitatea e că fie că vorbim de o întoarcere pur psihologică sau de una fizică, deși în film e una pur psihologică, adică eu așa am încercat să reprezint, că întoarcerea e una mai metaforică, să zicem, realitatea asta e. Realitatea e că în România nu știm cu adevărat să tratăm, să ajutăm femeile care sunt într-un context de genul ăsta. Întrebarea mea era legată de absența sau nu a unor subiecte, a unor teme, a unor personaje. Și știu că și tu ești la curent cu cinemaul românesc, dar poți să comentezi atât cinemaul românesc, ce simți în care vezi filmele astea, și poate dacă spui un pic și despre ce se întâmplă în cinemaul maghiar contemporan actual. Adevărul e că eu, lucrând la un al doilea film și încercând să intru în cinema cu primul, am încercat și am reușit să intru în cinema cu primul, am stat 4 luni cu el în cinema în Budapest, de fapt că în restul țării a intrat oare James Bond, nu mai știu ce era anul trecut, dar n-a fost o concurență minunată pentru noi. Am intrat așa într-un fel de șoc de film, în sensul în care n-am mai... Eu sunt foarte curioasă în principiu de filme și încerc să mă duc la cinema cam de 2 ori pe săptămână, dar am ajuns în faza în care mi-e foarte greu să fiu deschisă și să mențin curiozitatea, dar sper că e o fază și că o să-mi treacă, pentru că mie așa îmi place de mine, când sunt curioasă și când vreau să văd munca celorlalți. Îmi place să fiu la curent cu cinemaul contemporan. În cinematografia maghiară acum mi se pare că ne adăpostim foarte tare de realitate, și povesteam și cu tine într-un interviu, mă întrebai de ce nu fac cineaștii maghiari filme care să reflecte cum trăiesc acum. Nu știu, dar nu e o chestie nouă, și acum cât mai puțin fac filme despre cum trăim, și mi-aș dori mult mai tare să văd filme despre realitate. La un moment dat cineva comenta pe Facebook acum câțiva ani, cred că și un jurnalist, un critic de film maghiar, referitor la faptul că tocmai văzuse De ce eu al lui Tudor Giurgiu, și se întreba așa cu voce tare pe Facebook, oare maghiarii când o să facă un thriller politic, pentru că materialul au suficient.
Deci, în sensul ăsta, m-ar interesa să văd cine știe maghiari. Eu am încercat să fac ceva. Filmul meu se întâmplă în prezent, e un pic rupt de realitatea cotidiană, dar vine din niște preocupări care au legătură foarte tare cu cine suntem, cum trăim și de ce. Și în cinemaul românesc nu sunt foarte la curent cu ce se întâmplă, adică mi se pare că am văzut destul de puțin față de câte filme bune sunt în jurul meu, dar mi-aș dori foarte tare să se... Și totuși este un risc, dar mi-aș dori să se vorbească un pic mai mult despre tineri, despre educația lor și în special educația sexuală, pentru că numărul de mame sub 18 ani este alarmant de mare. Și am o prietenă bună care se ocupă de asociația Sexul versus Barza și aud foarte multe povești de la ea despre câte fete, și nu doar fete, și băieți se întorc, îi scriu ei pe Facebook și pe canalul ei de TikTok pentru sfaturi. Dar în același timp, evident, filmul și arta are rolul de a educa, dar dacă faci un film doar pentru a educa, o să se și simtă asta. Deci îmi doresc ca mulți oameni de toate vârstele și preocupările să ajungă să facă film, să le doresc să facă filme bune și atunci vor ajunge aceste filme pe diverse teme la publicul lor și atunci sper ca o porțiune din aceste filme să se adreseze tinerilor și să aibă în vizor această educație care mi se pare că este foarte importantă, este neglijată și are consecințe foarte mari cu privire la viața acestor tineri sau acestor fete care devin mame la 15 ani. Și sigur, noi acum suntem în momentul ăsta, am vorbit de transformarea asta care se întâmplă în cinema, dar în același timp realitatea e că nu decizia Curții Supreme din Statele Unite vine tocmai pe fondul ăsta, ai cu o lovitură și un pas uriaș înapoi. Vorbim în momentul în care menționam de aceste premii câștigate, nu premiul Leu de Aur pe care filmul Evenimentul a câștigat anul trecut și care vorbește despre interzicerea avortului în anii 60 în Franța, devine într-o dată atât de actual încât e aproape șocant. Adică s-ar putea ca această luptă și acest mic pas înainte să fie doar, să sperăm că nu, dar să nu fie doar ceva provizoriu și realitatea de fapt să vină peste transformarea asta. Da, situația asta m-a dus un pic cu gândul la faptul că noi tindem să credem că odată ce am câștigat niște drepturi, ele vor fi permanente și status quo nu se schimbă, dar lucrurile s-au schimbat destul de tare în jurul nostru în ultimii 2 ani. Nici prin gând nu mi-ar fi trecut că o să am un vecin un război. Deci, cred că e foarte important să vorbim despre lucrurile care ne preocupă, fără să ne gândim că, ce spuneai tu, că... teme care nu mai interesează pe nimeni, de fapt sunt foarte actuale și cu atât mai actuale cu cât nu sunt, drepturile astea nu sunt permanente, ci avem nevoie de un reminder permanent că suntem aici, că nevoile astea există, că preocupările astea sunt necesare și relevante. Dar pe ce ton sumbru terminăm? Sau terminăm? Păi, cred că suntem aproape de final, dar mai avem timp dacă există... uite, avem o întrebare acolo, uite aici, în mijloc. Nu e neapărat o întrebare, e o concluzie, e pentru Alina. Am vrut să-i spun și ieri, dar cred că n-am avut timpul necesar, că filmul ei mi-a adus aminte de o femeie dominată a lui Cassavetes. Ce mă bucur! Da, și el a ales la fel ca și tine în final, ca victima să se întoarcă în mediu. Și cred că tema e de actualitate și rămâne, pentru că asta e adevărul, se întorc. Se întorc și poate odată să ai curajul să faci filmul ăla despre violența. O să mă gândesc la asta. Da. Am avut un șoc uite, o să-ți spun de ce. Am avut un șoc să realizez cât de greu mi-a fost să filmez scena de violență la care noi, adică nu a fost nimeni lovit, nici măcar nu se vede palma respectivă, adică am făcut un truc cu camera de luat vedere astfel încât doar să pară, să ți se sugereze că se întâmplă. Și cu toate astea, actorul știe ce se întâmplă, adică mintea lui trebuie să facă această procesualitate scenică și mecanismul lui de gândire se va duce în zona aia și ne-a fost greu. Adică actorul care era în rolul principal masculin, Mircea Postenicu, care este un actor
fenomenal. Nu știu dacă chiar a plâns, dar părea că plânge după ce am terminat filmarea. E foarte greu dacă ți-asumi cu adevărat o temă și poate te afecta cine știe pe ce planuri, că nu e vorba de faptul că tu în momentul ăla apelezi la o traumă personală pentru că nu trebuie să faci asta. Dacă ai o bucătărie curată de actor, nu apelezi la experiența personală, apelezi la actul creativ care efectiv are loc în altă parte a creierului. Și ne-a fost foarte greu să facem scena aia și în momentul ăla mi-am dat seama că nu, în acest stadiu al vieții mele eu n-aș putea să fac un film care să trateze asta. Adică trebuie să am grijă de mine și de psihicul meu cumva și am zis că poate altcineva. Dar dacă într-o zi îl voi face, mă gândeam să-l fac într-o colaborare cu o altă regizoare sau cu un alt regizor, să lucrăm împreună. Cristina? Glumesc. Mulțumim de comentariul. Mulțumesc, ăsta frumos. Da. De fapt, e un compliment. Un compliment, da. Da, mulțumim, da. Mulțumim în numele echipei. Ah, avem o întrebare acolo de la un domn din spectatorii noștri fideli. Ce vă faceți să credeți că lucrurile se vor schimba în bine? De ce spun asta? De când s-a inventat lumea vie, în principiu există jumătate sex feminin, jumătate sex masculin, indiferent despre ce organisme vorbim. A fost nevoie de mișcarea feministă, sunt necesare reglementări legale pentru ca bărbatul să nu mai bată femeia, etc. Dacă facem un test anonim, sau nu știu cum să spun, în care se păstrează anonimitatea între cei prezenți, cu mâna pe inimă vă spun că 100% sunt împotriva violenței domestice. La festivalul Ceau Cinema vin persoane care deja au acea deschidere necesară ca să poată să-și dorească să înțeleagă creațiile dumneavoastră. Revista Dilema este citită de aceiași spectatori. Știți ce am vrut să spun? Vine inteligența artificială care cred că o să sugrume mult din puterea de exprimare și din... nu o să mai iasă la suprafață ceea ce încercați cu drag, cu pasiune și cu sacrificii să spuneți. De ce credeți că lucrurile se pot schimba în bine? Eu n-am niciun... Deci nu găsesc... Nu știu dacă mă pot agăța de ceva. Firește că îmi doresc să fie așa. Simplu fapt că sunteți acolo și încercați și aveți filme care sunt gata și pe cale să apară, e limpede un argument în direcția că nu renunța. Dar este ceva mai mult? Eu nu cred că, scuză-mă, eu nu cred că lucrurile neapărat este garantat că se vor schimba în bine. În principiu, ce văd de 34 de ani de când există este că lucrurile sunt mereu în schimbare, dar cât timp, oricum lucrurile sunt mereu în schimbare, dacă poți să faci ceva, să deturnezi direcția într-o favoare, în favoarea ta sau într-o direcție despre care tu crezi că este pozitivă și chiar sper că demersul ăsta nu este garantat că merge într-o direcție negativă și eu pot să fac ceva, atâta timp o să și fac ceva. Plus că îmi doresc să lucrez, îmi doresc să rămân în artă, îmi doresc să spun lucruri relevante sau îmi doresc ca ceea ce spun să fie relevant și pentru alții. Deci cât timp sunt, o să încerc să fac ceva. Dacă mi iese sau dacă nu, vom vedea. Nu cred că lucrurile sunt garantat pozitive și se dezvoltă într-un mod armonios și trebuie doar să așteptăm să ne pice mărul în poală. Ader la ce a spus Cristina și cred din tot sufletul, eu sunt pedagog de, cred că se fac 15 ani de acum și de curând sunt și la un EATC pedagog, mă rog, sunt asistent și ceea ce știu sigur e că trebuie să începem cu educația.
pe orice fel de, pe orice fel de palier, în orice fel de domeniu, trebuie să începem cu educația. Și e incredibil cât de puțină importanță acordăm educației, dacă te uiți la bugetul anual, de exemplu, adică să vorbim doar despre asta. De acolo trebuie început totul. Adică eu aproape că nu înțeleg de ce investim atât de mult în alte domenii. Mi se pare că e foarte clar că motivele pentru care se întâmplă ce se întâmplă azi e pentru că nu s-a întâmplat ce trebuia acum 20 de ani. Adică n-am investit deloc în niște teme extrem de importante care trebuie promovate, în niște oameni care trebuie promovați, niște valori care trebuie promovate, niște competențe, aptitudini, și de aici mergem cât se poate de mult pe partea de cum educi un om. Și sper, adică, da, încrederea mea e că ușor, ușor, făcând parte din sistemul ăsta, o să pot să accesez mai multe resurse și unelte ca să aducem un tip de schimbare. Dar ce spuneți, că acest festival are un, are un public de conoscători și Dilema Veche, pe care aminteați, are cititori deja educați și deschiși, într-adevăr, dar mi se pare că și acest festival are funcția de a educa. Și cei care oricum sunt deschiși, poate că aduc cu ei pe cineva la acest festival, care la rândul lui în seara următoare va aduce pe cineva și așa mai departe. Și din fericire, festivalul ăsta există deja de 9 ani, sper să mai există încă 90, cel puțin. Deci faptul că noi suntem aici acum și dialogăm pe tema asta, sper că are și ăsta un efect de a menține ceva. Asta e și speranța mea și a noastră, că de-aia facem cumva, nu? Eu cred în elite și sunt convins că există această contagiune prin apropiere, și faptul că acum la UNEATC există o generație care a văzut unde se află durerea ce mare în educație și va milita pentru a schimba în bine lucrurile, îmi dă nădejde. Mulțumim! Vă mai doresc să nu vă strivească sistemul. Da. Așa sper și eu să mă pot menține. Știu exact ce spuneți, aveți dreptate. Da. Pe acest ton pozitiv și optimist cumva, uite că n-am încheiat pe momentul puțin, pe momentul pesimist, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit duminică dimineața la discuție, să le mulțumesc celor care ne-au văzut online și care ne vor vedea, pentru că această înregistrare va rămâne pe paginile noastre, tocmai pentru a fi văzută de cât mai multe lume. Și bineînțeles vreau să vă mulțumesc vouă, Alina și Cristina, că ați venit, că ați acceptat invitația de a vorbi aici, de a vă prezenta filmele. Și ce să zic, din moment ce aveți deja aproape gata și următoarele filme, puteți să considerați... Ne vedem la anul. Da, puteți să considerați deschisă invitația de a reveni la Ceau Cinema. Voci feminine 2. Poftim? Voci feminine 2. Voci feminine 2. Și nu mai punem voci feminine, o să facem voci masculine. Sper că la voci. Facem voci. Bun, mulțumesc și asta a fost a treia dezbatere de la Ceau Cinema. Am ținut foarte mult să organizăm aceste dezbateri pe care să le înregistrăm, să le transmitem și online, pentru că mi s-a părut important nu doar să vedem aceste filme, ci să le și discutăm și să discutăm și lucrurile legate de cinema, pentru că cinemaul nu e așa în bula lui, și tocmai asta am încercat să arătăm și noi prin ediția asta, că cinemaul trebuie să fie conectat la ceea ce se întâmplă, dincolo de faptul că el este conectat, reflectă multe din realitățile din jurul nostru, dar în același timp trebuie să fie și un prilej de reflecție mai profundă. Mulțumesc încă o dată și să ne revedem. Mulțumim. Cu succes pe viitor!